Salutare dragilor, ce mai faceți? Marian aici și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Survival. După cum știți, data trecută ne-am apucat de casă, am făcut o mică fermă și în călătoria noastră de a căuta piatră am găsit diamante. Asta a dat noroc. Păi, hai să vedem ce ne va rezerva aventura din ziua de astăzi. Sper să vă placă și vizionare plăcută. Și de asemenea, nu uitați butonașul de like, pentru că mă ajută foarte mult și chiar dacă știți prea bine, urăsc să cerșesc like-uri. Asta e viața. Mă, ideea cu like-urile pentru care vă cer este că un videoclip dacă primește like-uri, asta înseamnă că o să fie recomandat și la alții. Înțelegeți? Și cam așa o să crească și canalul meu. The parts in the butts. Ok, da, am fost la cules de vaci, am căutat mai mult timp niște vaci, am găsit doar 4, am găsit 11.000 de oi, 30.000 de porci și 12.000 de găini, am făcut slalom printre ele și am ales cu 4 vaci. Bine, cu atât am ajuns, că aveam și vreo 5-6 oi după mine. Vă întrebați, băi, ai slime ball-ul, slime ball-ul, de ce nu faci? Pentru că avem de cât trăiați. Da. V-am dat răspunsul, nu-i așa? Eu uite, mă, și unul singur. Bă, cu diamonzurile astea, ce facem, mai ce facem? Adică sunt 2, 5, 8, 9 și mai rămân 2. Sau să ne facem armurică. Nu, lopata nu ne facem din diamonds. Hai ca vedem. Căsuțul. Nu-i așa? Zic eu bine, căsuțul. Ioi. Mai punem unul de ăsta. Dă-mi. Unul. De ăsta, dar nu în felul ăla. Bun, așa. Oh, vine-uri n-am luat. Trebuie să mă duc în... Îmi lași să iau vai, nu vreau să pun și niște, asta, niște cărămizi, niște cobblestone, mossy cobblestone și niște mossy stone brick. Ah, da, foarfeca. L-aș lua pe butelie asta după mine, pe Frankfurt, dar nu am cu ce să-l țin. Asta fuge. Hai să trecem la casă și rezolvăm eu după aia. Rezolvăm eu. Ați înțeles? Rezolvăm eu. Ideea e în felul următor. Bază, un rând de stone brick-uri ca să arată mai șmecher. Simplu. Motivul este că se poate de simplu. Știți ce cred eu că fac aici? Cred că fac așa o intrare în munte. M-am uitat puțin despre... astea beehive-uri, bee nest-uri și cică dacă dai cu un foarfecă, limba română, dacă dai cu un foarfecă, dacă dai cu un foarfece și m-am făcut, poți să iei niște honeycomb și cică dacă stai aici așa lângă ștup și asculti, dacă e albine înăuntru se aude buzind. No. Auzi, se aude buzind. Știi că dacă dai pe ea, te ia la întrebări. Băi, nu vreau să mă cer cu ele, asta e ideea. Și sper să se calmeze. Ok, albine e nervoasă. Fugi, te rog. Hai, calmează-te. Hai, nu fi pufi. Că nu vreau Dumnezeii tăi să-ți pierzi ăsta binestul. Cum calmezi? Nici nu știu dacă am luat ceva. Ok, asta e nervoasă, am înțeles că dacă e nervoasă, clar am luat ceva. Și uite, ăsta nu mai pică. Hai, calmează-te. S-a calmat, nu? Da, s-a calmat. Am luat ceva. 3 honeycomb-uri. Ok, și cu... aceste honeycomb-uri, ci că pot și eu să fac cu un honey
Hani, da, ziceți-mă și voi, ajutați-mă, că adică mă vedeți că sunt un balău, ajutați-mă. Hani. Honey. Nu. Nu, Honey Block. Beehive, mă, Beehive. Și dacă le facem noi un Beehive, mă, sper că cuipul ăla, adică încă e okidoki. Sper. Hai să le mai punem și noi un Beehive aici. Nu știu, eu sper că să sară mulți ele, adică... Nu știu, văd decât una că mai e pe aici. Și trebuie să fie două sau trei. Ce ciudățel, nu știu. Mi-ar părea rău așa să rămân fără ele. Că mi-s dragi. Ok, și astea care-i fața? Asta-i fața. Ascultam să văd dacă se aude băzind în el, dar nu se aude nimic. Nu s-a trebuit să aude băzind că e albin în el. Dar nu știu. Să sperăm că ăsta are albine sau nu știu. Nu știu cum se procedează. Chiar aș vrea să le mulțesc la mai multe albine. Tu să taci. Bă, dar chiar că asta am luat-o cu vacile. Și-o plecat ea când m-am apucat să sapă gloapă. Că na, am fost să iau vaci, am uitat să le sapă gloapă. Și după aia trebuie să fug după ele prin toată... Printr-un loc ăsta. Carotul la sănătoasă, că el e normal. Bă, eu nu stau aici, ce mă ții tu? Fii atent că mi-a ajuns fix la fix. Mamă, fix la fix. Ok, o să... Nu, nu o să. Bun, deci avem nevoie de... 1, 2 stack-uri de cobblestone. În sus facem cu cobble. Și la etaj facem cu... altceva. Băzi, băzi, uite un acolo, da? Mă, chiar nu știu. Spuneți-mi și mie cum fac rost de mai multe albine, albine, albinuri, albinuțuri. Băzi, 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 albinuța mea. Dacă nu mă înșel, asta era o manea. Nu, nu-s manelist. Mă uit și la diferite live-uri de la oameni de ăștia care n-au ce face cu viața și se uită la... La astea, la trending. Că nu-mi risc eu trending-ul ca să-mi apară... Nu-mi risc eu ăsta, nu-mi risc YouTube-ul să-mi apară tot blușit-ul la recomandate. Și-am dat un pumn la căști. Auci. Bună dimineața! La prostiderea nu mi-au mai apărut. Apare un scheleton, un flăcăr pe acolo. Arde în flăcăr după... Zdoi și nebunii nu mai arde în flăcăr după mine. Băieții, băieții, mă iubiți? Ardeți în flăcăr după mine? Hai, vă rog, ardeți în flăcăr după mine. Știu că vă place. Au, bulangiule. Ia. Mi-a dat șarcu, ai văzut, mă? Nu a fost chiar atât de bulangiu. Chit că e useless, e mort, dar nu e bun. Așa, ia uite mă, mi s-au făcut bitroțurile, mă. Și... Acum vezi, zice, băi, da, casa. Lasă fermă, casa. Bă, ce e casa? Vă grăbiți undeva? Vedeți, avem pat, avem unde să dormim. Mai ca boscheta e așa, dar avem unde să dormim, nu-i problema. Ce boschetarul nu... Bă. Mă, dar serios, voi nu sunteți lebeniță, voi sunteți pep, sunteți dovleci. Mamă, ce vă fac? Ce vă fac eu vouă? Ok, nu știu bițurusurile astea dacă îți pune de ceva.
s-o luat ceva. Why not? Le păstrăm aici. Ok, fratele. Tu, marșe, du-te-n pisici, asta nu mai știam. Mă jur, știam că se sparg. Și tu, marșe. Bă, domnule, 7 erau 4. Ok, începe să fie din ce în ce mai ciudat. Aveam melon, mă, melon, și ăsta-i pun pic. Gata, mă, acum ne punem noi melon. Vreau lebeniță, mă. Vreau lebeniță, că e vară, e cald, e frumi. Băgat așa la frigider să fie rece. Să vedeți cum merge diaria după aia. Și n-am zis asta. Hai să ne continuăm căsuța noastră și trebuie să mai hrănim vașurile. Uite că am pentru vaș, n-am pentru mine. Beții, beții. Mai faceți pui. Vă mai muțiți, ok? Oh, oh, bun. That's good. That's good. Așa. Următorul pas care trebuie noi să-l facem la casă. Deja aici ne-am apucat așa ceva. De jur împrejur. Așa. Acum aș vrea să fac așa numitul tavan. Mă gândeam mai punem o rând cobblestone a făcut. N-aș mai avea nevoie de cobblestone neapărat. Oarecum, aș mai avea oarecum, dar nu neapărat. Acum întrebarea e, ne ajung nouă ăstea pentru a face acoperiș tavan. Măcar la asta. Și da. Mă gândeam la ceva. Mă gândeam la ceva că prostia asta, dar ce-i face cu ea, nu știu. De aici trebuie să mergem cu așa până în partea alta. Pac, pac. De aici 1, 2, 3, 4. Șmecherie aici, șmecherie aici. 1, 2, 3. Picăm jos 1, 2, 3, 4. Și o să vină cu șmecherie încoace, așa. Mult încolo. Aoleu, bă. Versiunea asta de Minecraft are acel așa numitul scaffolding, nu? Schelele, lichelele. Cu ce să fac schelele? Bambuși. Zic bine. La modul sper că nu. N-am văzut în asta listă de crafting. Și din câte știu, bambuși trebuie să fie folosită la ceva și cred că la asta sunt folosiți. Și deci nu avem posibilitatea să ne facem schelele. Schelele, lichelele. Așa. Ideea este în felul următor. Acoperiș aici, acoperiș acolo. Pac. Și pac. Am dat bine 3, da? Acoperiș aici. Aici de jos o să vină un acoperiș din slaburi. Și acoperiș acolo. V-am băgat în ceață? Sper că da. Așa va fi în felul următor. Acoperiș aici, acoperiș aici. Vă mai zic o dată. Și acoperiș aici. Și asta trebuie unit. Mai n-avem. Mai ahi, mai aha, mai hehe. Sper că mai avem lemne, că nu mai știu sigur dacă mai avem.
Așa, deci după cum vedeți, ideea este în felul următor. Cum am zis, acoperiș aici, colo, colo. Bun, acum, de asemenea, acoperiș aici. Că de ce nu? Și asta o să fie mai greu de făcut, că trebuie să facem, uite așa, pământ. Uite așa, pământ. Așa, pământ. Așa, pământ. Și așa. Și același lucru să facem și aici. O să vină puțin cam înăltuț. Cred că trebuie să fac mai micuț ca înălțime, dar merge. Hai că spăgeam cu toporul pământul. Mă, dragilor, încerc așa să vă mențin și pe voi cât, de, cât o în camera și mai bag speed-urile astea. Sper că vă este ok. Acum, acum, mai eu fug foarte mult de a apuca să mă fac, de a mă apuca să fac tot ce înseamnă acoperiș, că acolo e de muncă. Și vă mai aduceți voi din primul episod aminte că noi am trecut până lângă un mes, așa aveam niște clei alb, niște teracotă. Acum avem nevoie de ea. Pam, 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 pam. Acum avem nevoie de ea, pentru că partea asta de sus și partea de și mai sus vreau să o fac din teracotă. Și o să am nevoie de lemn de molid, aș vrea. O să trebuiască să plec la colindat. Așa, hai să... momentan să o lăsăm pe asta și să trecem mai departe. De serios, mă. Hai mă, că pot, mă. Așa. Ți-am zis că pot. Așa, acum și e ca. Trebuie să facem noi o dată așa. Pam, 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 pam. Și avem aici stâlp. Aici stâlp. Aici stâlp. 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 Și aia doi tot la fel, stâlp și stâlp. O să mergem întâi cu pătrățelul ăsta aici. Fii. Aciolea în față. Vreau să fac două acoperișuri. Mă gândeam să fac inițial un turn aici în mijloc, dar mai bine nu renunț la ideea de turn. Inițial era, mă gândeam să fac un turn unde să pun enchanting sheet-ul, dar îl facem acolo jos. Facem aici un acoperiș. Pac, 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 sac și așa. Puțin mai înăuntru. Dă-mi astea. Și aici pe exterior va veni un alt acoperiș, doar că mai înalt. Sper să iasă bine. Deci din tot sufletelul meu mic sper să iasă bine. Că dacă nu este, nu-i bine. Dacă o să fie o chestie urâtă, o scoatem. Pun mai și în mare, într-o mică mare măsură și gata chestia asta. Oarecum, hai să vă arăt cum arată în general. Uite, facem așa, game, mode, spectator. Să vă arăt și vouă cum ar arăta ca idee, să înțelegeți. Zic, poate vreți să faceți casa, dar oricum după ce o să fie gata și vă place, poate să facem tutorial la ea, ceva doar legat de asta. Și o să fie la modul ăsta, uite. Încă mă gândesc chestia asta de aici, s-o mut până în blocul ăsta și
să fac aici scara care să mă urce sus. Dar încă pot să fac așa o scară pe el aici, gen. Să acopăr cumva cu trapdoor-uri și sau cu uși, gen, și să fac cumva să urcăm aici. Aici de asemenea o să fie, cred că, un acoperiș, încă mă gândesc. Aici încă nu știu sigur cum o să vină. Cred că o să mă urc sus cu partea asta. Și o să continui. Da, vine pe mijloc aici, deci este ok. Da, mai e de muncă. Pe scurt, aici un acoperiș mare. Aici, în locul ăsta, un acoperiș mare. Oarecum mare, la modul ăluia. De câte 1 pe 1. Că sunt, câte sunt, 7, 7, sunt 1, 2, 3, 4, ok, la 5, o să vine perfect, o să vină la înălțimea astuia și o să putem face și în pod ceva. Deci da, mai e de muncă. Mai e de muncă. O, rame, mode, sur, vivel. Bun, păi, până una alta. Mesa Biome, voi cam știți unde este. Mă duc după el. Bă, hai că plecasem după teracotă, dar vreau să vă arăt ceva. Deci, casa mea e aici. Și Mesa Biome e aici. Da, e la aruncătură de băț. Mă pregătisem să mă duc departe. Bun, și-a revenit, după o secundă, cum am zis, sau trei, în realitate două ore, în care, păi, am făcut multe, am făcut chiar multe și în același timp puține. Am făcut curos de niște white terracotta și niște light grey, pentru că white-ul este decât într-un singur rând și trebuie să minez și rândul de jos ca să pot să așa, și făceam la modul ăsta. Mergeam un rând așa și spărgeam stânga-dreapta, știți? Și gen, aici era white-ul pe rândul de aici, pe rândul deasupra era light grey-ul. Mergeam așa, ăsta era minat, ăsta și ăsta. După aia tot la fel, mergeam cu câte 3, cu câte 3. Și am mers la modul la 1 pe 3, știți? Și na, cât a fost, am mai fost și pe exterior, dar am minat puțin. Și am fost în Laștina. În Laștina înainte, o leacă mai acolo, pârgul ăsta de vale. Am niște vainuri, mai am țele în inventar și am mers mai mult așa până la Aștina să văd pe unde ducem, ce baie îmi ducem. Și e un High Hills sau High Mountain, nu știu cum ai mai spune. Și am găsit spruce vudă. Bine, nu neapărat lemnul, cât spruceul în sine, care este bun. Unu. Și pe altul, sau hai să nu-i punem aici, o să fie prea în nasul nostru. Punem-o aici. Ăștia sunt sufletul și inima. Și mai punem unul aici. Și hai, pune și tu unul de ăsta micu. La casă n-am mai făcut nimica. Am zis că o să fac împreună cu voi. Dar nu știu cât de mult va ajunge episodul ăsta și cred că mai lăsăm pentru data viitoare. Din păcate. Uite, m-am ajuns la episodul cât? 4? Alții ajungeau în Nether pe acum și aveau iteme din Ancient Deep Leaves și nici n-am făcut itemele de gold. Episodul următor începe cu iteme de gold. Le craftăm atunci. Păi, dragilor, nu știu cât de mult a trecut. Eu filmez de mult. Deja filmez de... Bine, mă joc de vreo 5 ore. Și... ne vedem data viitoare. Eu am fost Marian. Mulțumesc că mi-ați fost alături. Nu știu cât de interesant a fost video-ul ăsta, dar ca de obicei, cred că v-ați obișnuit. Veniți la seria asta pentru vocea mea mirifică și pentru a mai sta la povesti despre tâmpenii. Ne vedem data viitoare, posibil mâine, posibil poi mâine.
Posibil vine tutorial. Posibil vine școala de Minecraft. Momentan nu știu. V-am sucat. Ciao, guys. Fără confidență.